că laudă gestul Iuliei de a se sinucide, spune și că Iulia a avut curaj, ambiție să fie ea în controlul vieții ei și să stabilească ea cum și când oprește suferința. Adică nici nu știu ce să spun exact despre aceste cuvinte ale psihoterapeutei Roxana. Doamnelor, domnilor, din nou bună ziua, bine v-am regăsit. Discutăm acest subiect cu avocatul Adrian Cuculis. Mulțumesc tare frumos, domnule avocat, pentru prezența dumneavoastră. Am citit împreună și noi și telespectatorii mesajul pe care l-a postat Ada Mușat, psihoterapeuta care a avut grijă de Iulia Marin. Eu vă întreb cât se poate de direct. Sunt niște cuvinte acolo halucinante, adică ți se face pielea așa de găină, tu, psihoterapeut, cumva să te bucuri că această tânără a ales momentul potrivit să-și pună capăt zilelor. Ce riscă, în primul rând? Ea ar putea fi suspendată din funcție? Este un mesaj pe care nu l-am înțeles. Este o dramă națională. Este în primul rând o colegă de-a dumneavoastră de presă și condoleanțe pentru treaba asta și familiei, bineînțeles. Dar mesajul tocmai psihoterapeutului care spune cumva îndeamnă pe toți care sunt într-o depresie până la urmă, care e o boală extraordinar de gravă și o suferință care trebuie tratată tocmai de către un psihoterapeut, că a făcut ce a vrut. Nu este în regulă mesajul. Este o profesie liberală, cum suntem și noi avocații, cum sunt și jurnaliștii, cum sunt în principal psihoterapeuții, contabilii, cu toții suntem supuși unor reglementări, coduri deontologice și așa mai departe. Bineînțeles că putem să vedem chiar și o autosesizare din partea colegiului medicilor psihologi, bineînțeles, și ei fac parte dintr-un colegiu și atunci se pot autosesiza organele profesiei, pentru că nu mi se pare în regulă mesajul care a fost transmis în spațiul public. Gândiți-vă că noi nu știm câte mii de persoane, zeci de mii de persoane trec prin suferințele acestea și pot vedea mesajul respectiv ca fiind un îndemn. Domnule avocat, pe urmă la aștept. Păi, deci asta înseamnă că și-a recunoscut cumva culpa, dar este foarte grav pentru că o persoană care suferă de o asemenea boală vede mesajul respectiv și spune din partea cui vine, din partea celei care trebuie să mă trateze. Mi se pare că a încălcat grav orice fel de normă profesională. Și dumneavoastră ați văzut în acel mesaj cumva că pare că a îndemnat-o să facă treaba asta? Ați văzut, ne putem gândi, da? Atâta vreme cât vine și spune că bine că a făcut asta pentru că altfel ajungea să fie o păpușă manevrată? Da, nu, mesajul este unul pur și simplu pe care nu-l poți înțelege. Dacă venea din partea oricui, ți-ai fi pus problema, ok, are o problemă și de asta l-a spus, dar din partea unui psihoterapeut care teoretic în biroul lui, în cabinetul lui, vin în fiecare zi, nu știu, una, două, zece, zeci de persoane, nu avem idee, este un mesaj pe care ar trebui să și-l autocenzureze și să vină imediat și să spună, dom'le, am fost într-un moment de pierdere și de asta am scris așa ceva. Mie mi se pare că ar trebui să fie chemată și să răspundă cumva cu privire la ceea ce a spus acolo. Nu mai spunem și de divulgarea datelor confidențiale, pentru că știți cum e secretul dintre terapeut și pacient. Nu vrei să spui pe Facebook, știi, eu am tratat-o pe cutărița și avea episoade depresive și se simțea rău. Știți că sunt polemici serioase, mai ales după moartea unei persoane, unui pacient. Nici măcar familia, în multe dintre cazuri, nu are acces la date respective, la dosarul medical, că se fac procese pentru a avea acces la dosarul medical, ori mesajul în sine mi se pare unul care cred că face pur și simplu de rușine profesia de psihoterapeut. Cine verifică pe acești oameni? Dacă, nu știu, sunt în deplinătatea facultăților mentale, da? Adică nu e o jignire, să ne înțelegem, da, domnule avocat. Cine îi verifică să vadă dacă au discernământ, dacă se simt bine, poate ei la rândul lor sunt într-o stare depresivă, cine știe? După cunoștințele mele, toți psihoterapeuți autorizați au în principal la rândul lor efectuată o fișă medicală cu privire la starea lor psihică, în primul rând. Mie mi se pare că toate profesiile liberale ar trebui să fie verificate din punct de vedere psihologic cel puțin o dată pe an, pentru că, uitați, apar asemenea derapaje care nu știu dacă doamna psihoterapeut a încercat cumva să atragă atenția, dacă a vrut să... Doamne, iartă-mă, să-și facă reclamă pe moartea acestei fete. Nu am idee, dar este clar. Adică îl citești și nici măcar nu trebuie să te pricepi. Pur și simplu trebuie să fii om și să-ți dai seama că mesajul respectiv este unul care nu are ce să caute, mai ales într-un mediu public, cum este pagina de Facebook. E ca și cum a ieșit aici, spre exemplu, în Piața Romană, comporta voce și îi spune, domne, lasă că e liberă acum, că a făcut ce a vrut. Deci mesajul este unul care nu are ce căuta. Îl gândești tu, îl păstrezi pentru tine și cam atât. Faptul că a șters mesajul respectiv, mie îmi ridică această suspiciune că și așa a dat seama de grozăvia pe care a făcut-o și probabil și ar fi normal să vedem un mesaj din partea ei. Domnule Cuculis, vă mulțumesc tare frumos pentru prezența dumneavoastră. Stimați telespectatori.